câteva tinere, câțiva tineri care de mici cântă în biserică și tare mult m-am bucurat și mă bucur că Domnul le-a pus pe inimă rolul acesta. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze și familia, cunosc și familia și eu cred că Dumnezeu încă mai are de scos. Amin. Încă mai are de scos suflete din această familie și din această cetate. Florentina, te întreb în fața martorilor, văzuți și nevăzuți, dacă tu crezi că Domnul Iisus Hristos este Mântuitorul tău personal. Amin. Te întreb dacă tu crezi că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Da. De asemenea, te întreb cât timp vrei să-L slujești pe Domnul. Pe baza mărturiei care ai făcut-o, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Am hotărât să-L urmez pe Iisus. M-am hotărât să-L urmez pe Iisus. M-am hotărât să-L urmez pe Iisus. Și înapoi de asemenea, a intrat în apa botezului Rebecca. Este un nume frumos, un nume care din Biblie și care Dumnezeu a binecuvântat pe această femeie, Rebecca. De asemenea, vreau să vă spun că face parte dintr-o familie de romi. Cum îi spun, mie îmi place să le spun țigani și fratele Gheorghiță nu se supără, dar vreau să vă spun un lucru. Sunt țigani pocăiți. Aleluia! Dar pocăiți cu adevărat, nu de ăștia spuiți, așa se spune cum e pocăința la țigani. Nu. De când am intrat în biserică, de când am venit păstor aici în biserică și până în ziua de azi, această familie a rămas lângă Dumnezeu. Aleluia! Și sunt convins că va rămâne lângă Dumnezeu. Aleluia! Și ca drept dovadă, un copil, o fată din familia lor, astăzi face legământ cu Domnul. Aleluia! Dumnezeu să o binecuvinteze pe Rebecca. Amin. Rebecca, te întreb, în fața martorilor văzuți și nevăzuți, dacă tu crezi că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Te întreb dacă crezi că Iisus Hristos este Mântuitorul tău personal. Da. Până când vrei să-L urmezi pe Dumnezeu? Dumnezeu să te binecuvinteze, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. M-am hotărât să-L urmez pe Iisus. M-am hotărât să-L urmez pe Iisus. M-am hotărât să-L urmez pe Iisus. Și înapoi El nu voi da. Eu nu voi da. Vă rog să ocupați locurile. Amin.